La sfârșitul săptămânii trecute, la Focșani, s-a desfășurat unul din cele mai puternice turnee de tenis de câmp din circuitul național. Laurențiu Mandocescu, de la Clubul Sportiv Victoria, a câștigat ambele finale în care s-a calificat. Ultima competiție la care am participat a fost circuitul național de la Focșani, unde am obținut locul întâi și la proba de simplu și la proba de dublu. Cum a fost competiția? Păi a fost destul de greu. Au fost adversari din toată România. Au fost meciuri destul de disputate. Mai ales în finală, unde am făcut un meci de 3 seturi. Ce va urma pentru sportivul pregătit de la Mona Badea? Urmează internaționalele României de 14 ani, unde sper să obțin un rezultat cât mai bun. În ciuda faptului că ești mai mic de vârstă. Da. Un început de an excelent pentru Laurențiu, care devine din ce în ce mai mult un nume în tenisul românesc la categoria lui de vârstă. Obiectivul principal al tenismenului legitimat la CS Victoria este mult mai ambițios decât participarea și câștigarea a cât mai multor turnee. Laurențiu Mandocescu speră, în ciuda vârstei mai mici decât categoria la care participă, să confirme că este cel mai talentat sportiv din generația sa. Urmează selecția de primăvară, unde aș vrea să obțin locul întâi și să particip la campionatele europene de vară. Așteptăm și noi un rezultat cât mai bun, dar mai ales condiții de pregătire care să facă din sportivul nostru ceea ce așteptăm cu toții de la el, cel mai valoros reprezentant al noului val în tenisul românesc. Se află în plină desfășurare și întrecerile etapei municipale la basket masculin pentru școlile gimnaziale. Luni, școala Liz Voinescu a învins cu 40-10 școala numărul 3, în timp ce școala Șimian a câștigat jocul cu Colegiul Național Traian cu 32-22. Aseară, Colegiul Național Gheorghe Țițeică a administrat o nouă înfrângere echipei Colegiului Național Traian cu 48-37, în timp ce revelația competiției, școala Șimian, și-a trecut în cont o nouă victorie, 35-10 cu școala numărul 3. Vineri și luni se vor disputa partidele ultimei etape ale acestei competiții, deosebit de interesante, dacă vreți și datorită prestației foarte bune a micuților basketbaliști de la școala Șimian.